face celor puternici, celor sănătoși, celor mai puțin sănătoși și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ne bucurăm să fim în această ultimă seară din an aici cu Biserica Emanuel. Este o onoare să fim aici și simțim că Dumnezeu a fost cu noi. Ne-am simțit privilegiați să vorbim cu mulți dintre voi, pe, voi, pe unii dintre voi v-am cunoscut, pe alții nu v-am cunoscut încă. Dar suntem siguri că sunteți toți niște oameni minunați. Și ne-am simțit ca făcând parte din acest trup al lui Hristos. Mi-am făcut niște notițe nu pentru că nu-mi cunosc suferința și vindecarea, ci pentru că vă prețuiesc timpul. De aceea, din când în când, mă voi uita ca să am o structură și să ne bucurăm toți de ceea ce Dumnezeu a făcut în viața mea. Pentru cei ce nu ne cunosc, sunt Adrian Jitaru și am venit cu soția mea și cu fiul meu, Ryan, din Germania, din Bavaria, și slujim în cadrul Church of God, MTTM, însemna Ministry to the Military. Adică, practic, ne ocupăm de soldații care vin din diferite deployments în Germania și acolo, sunt pentru o perioadă staționați și încercăm să îi câștigăm pentru Hristos. Mulți din ei vin cu traume, mulți din ei vin cu povești speciale. Și cu această cale, cu această ocazie, vreau să vă transmit salutarea Bisericii Freedom Worship Center, dar și Centrului Creștin Exodus din Nuremberg cu care colaborăm împreună. Și ei, în cele din urmă, au devenit parte din MTTM. Îmi doresc ca ceea ce voi împărtăși cu voi în seara asta să fie ziditor, să vă ajute să vă repuneți pentru cei care au pierdut încrederea sau nădejdea în, în Dumnezeu. Să știți că El încă lucrează. Și mai mult ca toate vreau ca El să fie proslăvit. Și eu voi spune cât de bun a fost Dumnezeu cu mine și vreau să am commitmentul vostru că voi putea fi deschis cu voi. Sunt aici tineri care cred că vor avea ceva de auzit din partea lui Dumnezeu, dar sunt și mame și părinți care vor fi zidiți și vor recâștiga speranță în cazul pierdut -o. Eu provin dintr-o familie de confesiune penticostală, religie creștină, așa cum îi spunem. Suntem opt, eu sunt al șaselea și de când am fost copil am simțit că Dumnezeu cumva vine după mine, mă urmărește. Și a fost o vreme când îmi pusesem cândva într-un într, plan, într -un plan îndepărtat să mă apropii de Dumnezeu. Ziceam, cândva o să mă pocăiesc. Sunt sigur că mulți au spus așa. Cândva o să mă pocăiesc, dar mai întâi, mai întâi, mai am multe de făcut. Și pe măsură ce m-am maturizat, gândul ăsta s-a depărtat de mine. Sau eu de el. Cred că e mai bine așa. Și am început să gust plăcerea ale vieții cât mai mult. Am început să mă las distras de tot anturajul și anturajele în care mă aflam. Și Dumnezeu nici atunci nu m-a lăsat. Nici atunci mi-a deschis uși, M-a ajutat să prosper în viață. Și simțeam că am un favor, dar parcă nu vreau să recunosc. Nu meritam, efectiv. Dar Dumnezeu și-a arătat harul și mai mult în viața mea. Cu toate că știam, aveam bazele acestea pe care părinții mei le puseseră în mine, știam ce sunt. Știam că nu sunt bine cu Dumnezeu. Și de multe ori, când stăteam față în față cu un viciu, cu un păcat. Mă uitam în sus și ziceam, Doamne iartă -mă. și continuam. Continuam să fac ceea ce nu era bine înainte al Dumnezeu și nu era bine nici înaintea unui om care are un pic de moral. Și Dumnezeu mi-a vorbit de multe ori, dar de trei ori am consemnat eu, mi-a vorbit foarte clar, foarte clar. Prima dată mi-a vorbit în 2012, și de aceea am spus, dacă pot să fiu deschis cu voi, pentru că eram la o petrecere, la un party. Eram cu un coleg de facultate și chiar atunci îmi sună telefonul și sora mea îmi spune, Adi, nu știu unde ești, dar întoarce-te la Dumnezeu. Nu știu ce faci, dar te rog, întoarce-te la El totul n-a mai avut sens. Am plecat acasă. Nu mai, n am mai avut sens niciun party. A urmat o perioadă în care am început să, re... să negociez cu Dumnezeu. Zic, Doamne, am șase frați care sunt înaintea mea. Eu eram din opt al șasele. Te rog ei pe ei mai întâi la întrebări, nu pe mine, eu vreau să mai am timp să mă distrez. A doua oară mai vorbit în 2014. Conduceam și în fiecare dimineață obișnuiam să-mi sun mama, pentru că drumul la serviciu era lung. Și de multe ori părinții mei mi-au spus să mă întorc la Dumnezeu. Dar știți, aveam acele discuții între părinte și copil, în care copilul are un vocabular bogat și câștigă conversația. Ai, mamă, du-te de aici, lasă-mă cu dastea. Și islamul e bun, spuneam eu, nici ei nu sunt, eu oricum nu sunt foarte păcătos, așa că ce vii la mine cu astea? Și de fiecare dată câștigam conversația, nu câștigam în sensul că ieșeam victorios și părinții mei erau înțelepți. Și se punea pe genunchi mai departe și se rugau. Ei tăceau în fața mea, dar nu tăceau în fața lui Dumnezeu. Și într-o dimineață vorbeam cu mama. Am sunat-o, Și spun, ce faci, mamă? Și vă spun sincer, parcă n-a fost vocea mamei mele și mi-a spus, bărbate, întoarce-te la mine. Am încremenit pe loc, am oprit mașina, nu știam unde mă aflu. Nu știam unde mă aflu. Mi s-a ridicat părul în cam, am albit tot. Am închis telefonul. Parcă nu fusese de data asta vocea mai mele. Era o voce atât de rezonantă. Și am sunat-o înapoi și am zis, mamă, o dată dacă mai face așa ceva. Eu șterg numărul de telefon. Eu nu știa despre ce e vorba. A urmat iarăși o perioadă de negociere cu Dumnezeu în care am spus, Doamne, te rog, mai am șase frați înainte mea. Nu începe cu mine, mai am atâta timp și nici păcătos nu sunt. Și mai am vorbit o a treia oară, în 2016. În 2016 am plecat în România cu soția mea în vizită. Și m-am dus la biserica, poate fratele Lazar o Popanan. Acolo copilărisem odinioară. Și am spus că voi intra acolo să mă întâlnesc cu foști copii de la școala duminicală. Nu aveam în scop cumva să mă pocăiesc, dar vreau să socializez, să văd ce-a mai făcut unul, ce-a mai făcut altul. Și mi-am propus așa, am zis, voi pleca înainte să înceapă rugăciunea, ca nu cumva să-mi vorbească Dumnezeu. Și mi-am comandat un taxi chiar când a început rugăciunea și am plecat. Și a venit acel taxi, am deschis ușa și până să pun piciorul în el, apare un frate în fața mea și zice, Adrian, băiatul Vasile, întoarce-te la mine. Pă, am zis că nu știu ce e cu mine, am încremenit, m-am dus acasă, la soția mea, era de altă confesiune. Eram alb tot. I-am zis, ce să-i spun acum? I-am Adrian, ce-ai pățit? Zic, știi tu că la noi, la pentecostale uneori Dumnezeu îți vorbește? Cum îți vorbește? Păi prin oameni. Am început să-i povestesc, nu știam cum să-i relatez ce face un vast de lucru, nu știam, mă panicasem. Ea a înțeles cu toată dragostea despre ce e vorba și mi-a zis, ok, o să găsim o soluție. Și n-a fost de ajuns nici atunci. Am continuat viața mea pe care o aveam. În același an, mă întorceam cu soția mea de la fratele meu din Memmingen. Eram pe autoban în Germania, venisem, în România fusese doar o vacanță mică, Eram pe autoban în Germania și conduceam, îmi făceam lista de gânduri și, deodată, am simțit că este sufletul din mine. Pur și simplu. Am pierdut, mi s-a întărit partea asta, n-am mai putut să țin volanul și am ținut cu mâna asta și m-am înfipt în pedala de frână cât am putut de tare. Așa, încât să opresc pe dreapta. A început un calvar. Soția mea s-a uitat la mine, eu m-am uitat la ea, n-am coborât din mașină pentru că nu știam dacă pot sta în picioare pe highway, pe autoban. Și m-am tras pe scaunul celălalt și am zis, du -mă la urgență. Și m-a dus la urgență. Când am ajuns la urgență, când medicii au venit să mă scoată din mașină, m-am uitat la ei, cu ochii deschiși, și mi s-a dus și aerul. Pur și simplu, nu mai aveam nici aer. M-au luat, m-au pus pe targă, m-au întrebat ce am pățit. După multe analize, CT-uri, mi-au spus că n-am nimic. În acea săptămână, după acel incident pe highway, m-am întors la orașul în care stăteam. Mi-am sunat un prieten care e doctor și mi am spus trimite-mă la cele mai bune clinici, pentru că vineri am un concediu plănuit în Croația și vreau să pot petrece acolo. zis și făcut. M-am dus, am făcut toate analizele, mi-a zis, you are good to go, ești perfect. Știți acea vorbă care spune, ai analize de pilot. Aveam analize de pilot și eram gata să zbor, dar unde, nu unde trebuie. Și am plecat spre Croația. Spre Croația am reușit să conduc până în miezul nopții, după care n-am mai putut. Mi s-a făcut iarăși rău și fratele meu cu Cristina au hotărât să mă oprească la un spital. M-au luat iarăși și m-au pus pe targă. Și nu înțelegeam limba în Croația, dar înțelegeam un singur lucru. Vreau să-mi ia analize sânge de pe partea asta și totul era blocat. Nu ieșea sânge din mine. Și striga unul la altul colaps. Mi-am dat seama că nu e bine dacă e colaps. Un colaps niciodată nu e bun, indiferent de natura lui. După ceva timp mi-au spus că n-au locuri acolo și că va trebui să caut alt spital prin Zagreb și m-au dat afară. Am ajuns la locul unde aveam cazare. Și am zis așa. Deja nu mai puteam vorbi, puteam doar gândi. M-a pus în pat și am zis așa. Doamne, mai vreau trei zile. Să-mi fac testamentul. Atât. Lasă-mă să ajung acasă trei zile. Și am început să zic, ok, acum am închis o cotele, dar mă și rog puțin, Doamne iartă-mă, ceva în genul ăsta. Și am început să contemplez la mă ruga. Și Dumnezeu a făcut o minune. Am reușit să-mi aduc aminte viu de momentele în care în rugăciunea mamei mele și părinților mei în București erau rugăciuni. Am putut să văd atât de clar cum se roagă, că eu nu știam să mă rog. Și m-am rugat cu ei din memoriile respective. Și când m-am rugat cu ei, a venit spre mine o pace, o căldură. Și la un moment dat, ceva m-a luat în brațe, puternic. Și m-a strâns de aici. M-a luat puternic în brațe. Și acum realizez de-abia acel verset în care tatăl cade de gâtul fiului risipitor. Și în acel moment am simțit că din mine a ieșit ceva. Am putut să respir, am sărit în picioare și am spus Cristinei, a fost Isus. m-am întâlnit cu El și am început să plâng. Am plâns în hohote, pentru că din mine ieșise la acel moment, nu boala, și orice patimă, orice viciu, orice gând de rebeliune, orice minciună, nu mai puteam. Nu mai cunoșteam felul ăla de a trăi de la o secundă la alta. În acea secundă, toate cele vechi s-au dus. O secundă care are implicații și astăzi în viața mea. Am întrerupt concediul, m-am dus acasă și această rațiune care era în mine, nu mă lăsa, zicea, du-te, deci, internează-te să vezi totuși ce ai. M-am internat într-un spital evanghelic, mi-au făcut toate analizele. Le-am vorbit de Dumnezeu și mi-au trimis un duhovnic la pat. Și am vorbit și lui de Dumnezeu. L-am evangelizat pe duhovnic. Și la sfârșitul analizelor mi-au zis că sistemul nervos, vegetativ, nu mai funcționează. De aceea lucruri pe care dumneavoastră le faceți fără să vă dați seama, să respirați, să înghițiți, să vă treziți. La mine nu mai funcționau. Și le simțeam pe toate, pentru că nu mai funcționau. Până atunci nu știam de ele. Respirați, inima vă bate fără să știți. Fie că vreți, fie că nu vreți. Acesta este sistemul nervos vegetativ. La mine nu mai funcționa. Și de la acea întâlnire cu Dumnezeu în Croația, căpătasem o putere să o nădejde. Știam că acum sunt bine cu Dumnezeu. Știam că mă luat în brațe. Nu m-ar fi luat în brațe dacă nu vrea să mă salveze. Și căutam vindecare. Părinții mei s-au rugat mult pentru mine. Multe biserici și mama îmi spune, Adriane, multă, multă nevoie de rugăciune. Uite, știu o biserică, mă uit la ei mereu și afișează o listă mare și se roagă. Și zic, mamă, cum se numește biserica asta? Zice, măi, nu știu, sigur de undeva, lângă Los Angeles și e păstorită de fratele Lazar Gog. Am căutat pe net, nu știam. Și în 2016, pe 25 august, am scris un e-mail la voi. Și mi-a răspuns, cred că un frate, Emil, pe vremea aia. Dumnezeu să-l binecuvânteze. I-am explicat cazul și mi-a spus că se va ruga pentru mine biserica și mă vor pune pe o listă și mi-au dat câteva versete de încurajare. Vreau să înțelegeți că aceste crize pe care le aveam în teorie nu trebuiau să dureze mai mult de câteva secunde sau minute. La mine, uneori, dureau săptămâni în care nu eram bun de nimic. Dar de la acea întâlnire cu Dumnezeu mă simțeam puternic, știam că am pentru ce să lupt. Și nu mai eram în stare să deosebesc dacă inima îmi bate extrem de puternic din cauza unei emoții de bucurie sau din cauza crizei în sine. Uitasem ce înseamnă să-ți fie somn. Când mi se făcea somn, corpul meu nu recunoștea acele simptome de somn și le asocia cu un pericol. Înainte să am acest diagnostic, călătoream mult, zburam mult, conduceam 50.000 de kilometri pe an în Germania și deodată, de când avusesem acest incident, mă suiam la volan și după un kilometru transpiram. Cristina mă ducea de mână, soția mea, la cumpărături. Eram o legumă. Și într-o duminică am zis să mă uit la voi, la slujbă. Și mi-am aranjat canapeaua frumos, cumva m-am pus canapea și am zis să mă uit, să văd dacă e adevărat că vă rugați pentru oameni. Și mi-am văzut numele pe listă. În acel moment am sărit, am izbucnit în plâns și am luat telefonul. nu venea să cred că sunt pe listă de rugăciune. Nu cunoșteam, poate multora dintre voi vi se pare o normalitate. Poate copiii voștri au crescut cu aceste binecuvântări pe care le-au asociat cu rutină, eu nu cunoșteam așa ceva. Le uitasem din copilărie. Nu știam ce înseamnă să strige un frate pentru tine cu lacrimi. Pentru mine era o onoare. Și am văzut numele meu pe acea listă. M-am dus la televizor și am pus urechea la difuzor să văd dacă strigați pentru mine. Și strigați. Acum nu știu dacă strigați exact numele meu, dar o biserică se ruga unită în Duhul și strigau pentru acele cauze. În acel moment, inima îmi bătea atât de tare, încât am zis că fac iarăși o criză. Și un gând mi-a zis, Adriane, bucură-te că nu e criză, e bucurie. Și de atunci, crizele au început, am încetat să mai apară. Și au redus din intensitate. Și am început să înțeleg că cineva îmi stă în spate, cineva îmi ține spatele, părinții mei și biserica Emanuel. În 2019 am fost aici și v-am spus cu cine sunt. Astăzi v-am spus cât de mare e Dumnezeu. Cât de mult vă iubește. Și vreau să știți că aveți o rezonanță puternică în online. Cei care vă urmăresc din toată lumea își pun nădejdea în faptul că Dumnezeu lucrează prin voi. În faptul că Dumnezeu se atinge de cauzele lor. Nu întotdeauna există o vindecare la clipita ochiului, dar întotdeauna există putere să mergi mai departe. <fie> și dovada faptului că Dumnezeu lucrează printre voi, știți care e? Acea listă plină. Se duce un nume și vine altul. Pentru că Dumnezeu lucrează. Și aș vrea să luați ceva cu voi acasă. Din tot ceea ce v-am spus. Și mă voi adresa frazeologic. Și vor înțelege și tinerii, și părinții ceva. Vreau să le spun tinerilor că a te pocăi înseamnă a avea o relație cu Dumnezeu, nu înseamnă a fi un ciudat ci a fi un om care reflectă lumina lui Hristos, care reflectă bucuria salvării, care reflectă o chemare nobilă. Asta să știți. Știu că tentațiile sunt mari și există multe momente de recidivare când cazi, te ridici apoi, iar cazi. Să știți că societatea asta vrea, să părem niște ciudați că ne-am întâlnit cu Dumnezeu dar noi suntem chemați să răspândim puterea Lui. Pentru părinți, Dumnezeu îi ascultă pe părinți și suferința unui părinte când își vede copilul că nu este acolo unde trebuie să fie, este mare. Dezamăgirile sunt mari. Încrederea în Dumnezeu este truncinată, pur și simplu. Doamne, existi? Dar răspund un lucru. Când Dumnezeu va interveni, orice lacrimă va fi ștersă. Orice lacrimă. Am mai învățat și vreau să știți și voi că cele prin care am trecut nu constituie pedeapsa lui Dumnezeu, ci viața mea și umblarea mea fără el. Dumnezeu, de fapt, a făcut diferența. Ceea ce am suferit, am suferit datorită vieții mele haotice în care vreau să excelez în carieră, vreau să excelez în sport și vreau să fiu centrul oricărei distracții. Și nu mă opream niciodată. Dar El a făcut diferență. Nu m-a lăsat pradă morții, nu m-a lăsat pradă unui diagnostic, nu m-a lăsat pradă pastilelor o viață întreagă. Și pur și simplu m-a ridicat și m-a ridicat și m-a făcut mai puternic decât eram înainte. Dar de data asta, umblând pentru el. Cel ce a suferit este mandatat să vorbească despre suferință. Și cel ce a fost vindecat este mandatat să vorbească despre vindecare. Ați fost în suferință? Ați fost vindecați vreodată? Atunci sunteți mandatați? Să mărturisiți despre vindecare și despre suferință și sunteți mandatat să vă rugați pentru bolnavi. Rugați-vă. Această listă va avea mereu multe nume pe ea. Și ne necazuri vă vor mai fi. bă, dacă te vor mai fi. Dar cine vă va putea birui dacă sunteți uniți în rugăciune? Cine ne va putea birui? Cine va putea birui biserica din Germania, sau din Austria, sau din România? Nimeni. Domnul iubește Biserica Emanuel și onorează, după planul său, orice cerere, orice cerere, la timpul potrivit de el. Și acolo unde credem noi că nu a intervenit, vă asigur că a dat puterea ca să mergi mai departe. O biserică care se roagă este o biserică puternică. O biserică puternică este o biserică productivă. Și o biserică productivă are întotdeauna progres. Rugăciunea este pentru biserică, ceea ce este oxigenul pentru trup. Îi mulțumesc Domnului că mi-a dat bucuria de a sta în fața voastră câteva minute și a împărtăși cu voi minunea Lui în viața mea. Pentru mine, El, prin voi, a făcut o diferență. Și de câte ori voi mai avea ocazia, aici sau în altă parte, voi spune lucrul ăsta. Am spus asta într-o biserică de trei și am spus-o într-o biserică de 200. Pentru că fiecare trebuie să audă. Suferința nu cunoaște clasă socială și nici limită de continent. Ea apare oriunde, dar la fel și piruința lui Dumnezeu. Amin. În încheiere, aș vrea să rostim împreună un verset. Filipeni 4,13 cu 13. totul în Hristos care mă întărește. Emanuel, puteți totul în Hristos care vă întărește. Binecuvântăm Biserica Emanuel în numele Lui Isus și vă dorim un la mulți ani și un an nou fericit. Amin.